Mulțumim, Bunului Dumnezeu, care ne-a păstrat cu viață și sănătate până această seară, în numele Lui să fie slăvit. Continuăm cu o altă lecție din ciclul lucruri de preț, aceasta în nădejdea că vom avea și noi parte de ele, că le dorim și ne luptăm pentru ele. Astăzi, un nume bun. Începem cu Proverbe, capitolul 22, versetul 1. Un proverb care evidențiază valoarea unui nume bun. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Un nume bun este mai de dorit, eu înțeleg prin aceasta un lucru care îl dorești, e un lucru după care trebuie să tânjești și să aștepți. Un nume bun se dobândește în timp. Și cei care se luptă să aibă un nume bun vor fi iubiți. Cei care se luptă să aibă bogăție vor avea argint și aur. Numai că, iată, comparându-le, diferența se vede. Un nume bun, spune același Solomon, citind din Cartea Cântarea Cântărilor, capitolul 1, este ca și un parfum. Atunci când auzi un nume bun, când ai de-a face cu un om care are un nume bun, prezența sa îți face bine. Este o atmosferă plăcută. Numele tău este ca o mireasmă vărsată. Amintiți-vă când femeia despre care scrie în Evanghelie a vărsat mirul, toată casa s-a umplut de acel miros. Noi ar trebui, cei credincioși, să avem un nume bun, chiar dacă nu toți știu să-l citească așa cum se cuvine. Iacov scria în epistola sa, capitolul 2, versetul 5, versetul 7 și 5, dar 7 în mod concret. Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați? De ce? Pentru că nu înțeleg. Am putea spune că cei din lume sunt oameni fără miros sub acest aspect. Ei nu știu să guste, să observe și să aprecieze ceea ce dă un om bun, un om care și-a dobândit un nume bun. Măcar că toți oamenii aleargă după a avea un nume. Povestea este destul de veche, spune Scriptura în cartea Genesa, capitolul 11, despre prima încercare la nivel mondial a oamenilor de a-și forma un nume. Când s-au oprit oamenii în țara Șinear, amintiți-vă de turnul Babel, scrie aici în versetul 4, au zis, haideți să ne zidim o cetate și un turn a cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume. În antichitate, în acea zonă a fost leagănul nu doar a unor oameni cu nume, ci și a unor zeități cu nume. Însă n-au avut peste milenii valoare. Au rămas doar pentru câteva din analele istoriei și din datele arheologiei. În schimb, când privim în Cartea Sfântă la nume pe care le-au purtat sfinții, nume care în general, mă refer la cele biblice, sunt reflexive și în eternitate vor fi absolut reflexive. Adică ei vor reprezenta în mod real, tainic sau evident, pe cei ce le-au purtat. Toate acestea sunt după modelul celui ce și-a făcut un nume. Vă rog să vă gândiți că Dumnezeu nu are un nume fictiv, să spunem. Toate numele pe care Dumnezeu le are, le merită. Încă din Cartea Genesei este scris că i s-a spus lui Dumnezeu, tu ești Dumnezeu care mă vede. Tot în Cartea Genesa, numele Domnului Dumnezeului celui veșnic. Mai târziu, un exod, când se prezintă Dumnezeului Moise, întreabă și care este numele tău ca să identificăm divinitatea care vrea să ne facă bine. Eu sunt cel ce sunt. Adică cel ce există prin sine, care nu e determinat de nimeni, nu poate fi afectat sub nicio formă, existența sa nu poate nici măcar fi diminuată. Slăvit să fie acest nume mare. Datorită numelor divine
a bunătății divine. Este mare păcat trecut în cele 10 porunci a lua în deșert acest nume. Și cine îl va lua în deșert nu va rămâne nepedepsit, adică cine își va permite să nu aprecieze numele bun, sau mai corect spus, mai exact, numele bune al lui Dumnezeu, va fi pedepsit. De aceea evreii erau învățați, citim din cartea 1 Cronici, capitolul 16, versetul 10, aici sunt prezentați cei ce trebuiau să laude numele Domnului în permanență. Făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Căutați pe Domnul și sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Să nu ne fie greu, pentru că avem cu ce să ne fălim, să spunem că suntem copii acestui Dumnezeu mare. Să spunem lucrările sale, să-L prezentăm oamenilor prin numele sale, de fapt prin atributele sale, prin măreția sa prin care se arată. De aceea și Solomon în rugăciunea sa, citesc din cartea 2 Cronici, capitolul 6, a făcut referire la numele lui Dumnezeu sub aspectul cunoașterii lui printre neamuri și a harurilor care pot să decurgă din cunoașterea acestui nume. 2 Cronici 6, versetul 32, când străinul care nu este din poporul tău Israel va veni într-o țară îndepărtată din pricina numelui tău celui mare, când va veni să se roage în casa aceasta. Ieri a trecut pe la noi fratele Beni Boariu, care slujește în Buzău, și ne povestea de un musulman care, fiind într-o situație critică, l-a chemat pe Allah un timp, n-a răspuns, precum Bala altădată. Și atunci și-a amintit că este și un Iisus al creștinilor. L-a chemat și a fost izbăvit în ziua aceea și de aici a pornit convertirea lui. Pentru că atunci când chemăm numele Domnului, când ne lăudăm cu numele Domnului, avem ocazie pentru noi și pentru alții să-L cunoaștem și să-L slăvim, numele Domnului să fie binecuvântat. Mai adaug încă un verset din Psalmul 72 referitor la numele Domnului, în ideea ceea ce am spus, versetul 19, și este bine să știm aceasta, să o repetăm: binecuvântat să fie în veci slăvitul Lui nume, tot pământul să se umple de slava Lui. Amin, amin. Vă spuneam că acest Dumnezeu care și-a dobândit un nume pe drept, vrea ca și noi să ne dobândim nume bune, și în cartea Apocalipsei este scris în capitolul 3, ca o făgăduință pentru cei din Filadelfia, care aici și pe moment nu erau ceea ce toți știu să aprecieze, dar pentru că erau înaintea lui Dumnezeu ceva, li se făgăduiește în Apocalipsa 3:12, pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Și acum, odată ce ne-am gândit ce valoare au numele lui Dumnezeu, vă rog să vă gândiți că numele noastre vor fi împletite cu numele lui Dumnezeu. Adică ce valoare putem și vom avea dacă vom fi mântuiți. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu, numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim care se pogoară din cer de la Dumnezeul meu, și numele meu cel nou. Cu alte cuvinte, am putea spune că vom avea trei nume de familie în rai: numele lui Dumnezeu Tatăl, numele Domnului Iisus și numele cetății, numele de reședință în Ierusalimul de Sus. Și apoi, potrivit celor scrise tot în făgăduințele pentru aceste biserici, un nume nou pe care îl vom primi și noi. Dar dintre toate numele Domnului, așa cum scrie tot în Apocalipsa 22:4, numele Domnului, numele Lui va fi pe frunțile lor. Adică dintre numele acestea complexe, compuse, ce le vom purta, cel mai de frunte va fi și va rămâne numele Domnului, slăvit să fie în veci. Pentru evrei, Domnul și-a dobândit acest nume prin tot ceea ce a făcut, așa spunea David la un moment dat în rugăciunea sa, trecând în revistă
făgăduințele pentru patriarhi, eliberarea din Egipt, cucerirea Canaanului și purtarea de grijă din an în an. Să nu uităm așadar și noi toate acestea, pentru ca să purtăm aici pe buze numele Domnului în lupta noastră de a ne dobândi și noi un nume, pentru ca în Împărăția Sfântă să-L purtăm pe frunte. Amin. Intrăm la primul capitol al lecției noastre. Ce este un nume bun? Când un om are un nume bun? Cum se poate dobândi un nume bun? Ce putem face ca să avem un nume bun? Un nume bun înseamnă, în primul rând, un caracter nobil. Un chip ce te apropie de imaginea divină. De aceea am vrut să scot în evidență frumusețea numelor divine și noi când ne asemănăm din ce în ce mai mult cu Dumnezeu, ne dobândim și noi un nume bun, așa cum El îl are. Citim din Cartea Proverbe, capitolul 19, versetul 1, observând din nou diferența dintre ceea ce apreciază lumea și ceea ce de fapt are valoare. Proverbe 19, 1, mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Pentru că bogăția piere, neprihănirea și numele săracului este cam pilda din Luca 16. E dat numele bogatului? Nu, dar al săracului. E dat. Pentru că are o mai mare valoare datorită calităților spirituale. Tot de aici citim 19:22, ceea ce face farmec unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește, noi vorbim de lucruri de preț, mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. De altfel, ce nevastă ar dori, poate la început neînțelegând, dar apoi peste ani să o întreb ce vrei, un bărbat care e bogat, dar te minte toată ziua, sau unul mai sărac, dar care să fie bun și să ai încredere unul în celălalt. Tot din Proverbe citim capitolul 28, versetul 6, mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui, deci nu doar sărăcia, ci evident starea spirituală, decât bogatul care umblă pe căi sucite. Citim și din cartea profetului Ieremia, capitolul 15, unde Domnul îi vorbește profetului într-un moment de cumpănă, versetul 19, de aceea așa vorbește Domnul, dacă te vei lipi iarăși de mine, observați, prețul nostru crește pe măsură ce ne apropiem de Domnul, îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea, dacă vei despărți ce este de preț de ce este fără preț, vei fi ca gura mea, vei avea valoare. Ei să se întoarcă la tine și nu tu să te întorci la ei. Adică Ieremia nu te amesteca cu cei din vremea ta care nu mai au preț, cum scriau și ceilalți profeți că a ajuns Israel fără preț, apropie-te de Domnul și cuvintele tale vor avea preț. Și știți, cuvintele Ieremia au rămas în această carte sfântă drept dovadă. De altfel, un nume rău înseamnă păcat sau cel puțin o influență a celui rău. În Deuteronom 22 scrie că dacă un bărbat își acuza nevasta pe care o luase de curând de infidelitate, i-ar fi scos un nume rău. Rezultă că numele rău este asociat cu păcatul. Dar noi ne întoarcem să citim din Proverbe, unde scrie în capitolul 12, versetul 8, un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit, îi scade prețul, nu este apreciat. Proverbe, capitolul 25, versetele 11 și 12. Nu, citim mai întâi de la versetul 8. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce faci. Când te va lua la ocări aproapele tău, apără spricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, ca nu cumva, aflând-o cineva, să te umpli de rușine,
să-ți iasă un nume rău care să nu se mai șteargă. E tare ușor la un moment de ispită să faci un scandal sau vreun alt păcat și să se lipește eticheta cu nume rău și nu se mai șterge în grabă. Deci numele rău este asociat cu fapte rele. Numele bun cu un caracter nobil, dumnezeiesc, cu fapte bune. În această idee, ce avem noi de făcut? Să ne valorificăm înzestrările cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat, înzestrări generale, înzestrări specifice. Sunt lucruri pe care le putem face cu toți. O vorbă bună. Sunt lucruri pe care le putem face numai potrivit cu profesia care o avem. De exemplu, numai un mecanic poate să-și capete un nume bun că ajută șoferii care rămân în pană. Numai un medic poate să-și capete un nume bun că nu ia mită și este dăruit pacienților. Dar folosind aceste înzestrări divine pe care Dumnezeu ne le-a dat să ne dobândim un nume bun, noi, în timp, potrivit cu măsura harului și a darului Dumnezeu, vom avea un nume. Observați, nu e vorba de un nume mare. Un nume bun. Dacă Dumnezeu vrea să-l facă mare, asta este hotărârea Lui. Dar un nume bun poate să-și obțină oricine. Rămânem în Proverbe și citim din 12:27. Un nume bun dobândit prin muncă. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Fie bărbat, fie femeie, un om harnic ajunge să fie cunoscut, dar nici leneșul nu trece neobservat. Noi putem să ne dobândim un nume prin munca noastră, la serviciu, prin faptele bune, acasă, în gospodărie, în bucătărie. Putem să ne dobândim un nume bun prin vorbirea noastră bună. Citim tot din Proverbe, acum, capitolul 25, de la versetul 11. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Cine își permite să facă un cadou din metale prețioase? Dar noi putem să cadorisim pe mulți cu vorbele noastre, care pot să rămână cu un ecou în mintea lor, asemănător, egal cu acelor care au avut puterea financiară, materială, să ofere mari cadouri. Este cunoscut faptul că un om necăjit, de exemplu, n-are nevoie, în primul rând, de mâncare, nici de bani. Are nevoie de o vorbă bună. Versetul următor, în aceeași idee, ne scrie ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru urechea ascultătoare. Deci și o vorbă înțeleaptă poate să-ți ofere un nume bun ajutându-l pe cineva, chiar dacă e vorba de o mustrare într-o anume situație și omul se îndreaptă, înțelege, primește. Să luăm un exemplu în persoana lui Iov, cartea sa, capitolul 29. Spune Scriptura despre acest om încă de la începutul cărții sale, vreau să mai adaug ceva, era în țara Uț un om care se numea Iov și spune Scriptura aici, în finalul versetului 3, și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Dar această vază și-a dobândit-o nu doar prin puterea economică și filantropia care l-a caracterizat din copilărie, și prin limbaj,
Iov, capitolul 29. Citim de la versetul 21. Oamenii mă ascultau și așteptau, tăceau înaintea sfaturilor mele. După cuvântările mele, niciunul nu răspundea și cuvântul meu era pentru toți o rouă binefăcătoare. Mă așteptau ca pe ploaie, căscau gura ca după ploaia de primăvară. Când li se muia inima, le zâmbeam și nu puteau izgoni senătatea de pe fruntea mea. Îmi plăcea să mă duc la ei și mă așezam în fruntea lor. Eram ca un împărat în mijlocul unei oștiri, ca un mângâietor lângă niște întristați. Doamne, dă-ne și nouă astfel de limbă, cum scrie și în Isaia, ca să știm să înviorăm pe cel doborât de întristare. Dar pentru asta trebuie să eliminăm glume proaste, jargoane, vorbe aspre, strigări, ca să ne dregem glasul. Asta nu se poate ca la lup cu pila în povestea românească. Asta numai de la inimă. Căci din prisosul inimii vorbește gura. Eu mi-amintesc că în adolescență aveam niște vorbe care nu meritau a fi spuse. Mulțumesc Domnului din jurat, nu mi-amintesc să fi înjurat. Vorbe murdare nu era cazul. Dar așa, niște vorbe. Și țin minte că m-am luptat 6 luni de zile să scap din niște expresii pe care uneori le rostim fără să fim conștienți. Vorbeam foarte puțin, vorbe numărate, măsurate, să-mi iasă din uz. Observați un om care numai cât s-a pocăit, el e credincios, îi place, dar dacă stai cu el mai mult de vorbă, e limbajul lui. Și îi trebuie timp până să și-l schimbe, să și-l îmbunătățească. Dar cred că atunci când vine Duhul Dumnezeu peste noi, când începe să vorbim în alte limbi, ar trebui să ne dregem și pe limba maternă. Și Domnul să ne inspire întotdeauna, amin. O altă faptă potrivit înzestrărilor de bine care poate să ne creeze în timp un nume bun, facerea de bine. Nu neapărat un bine mare, un bine necesar, un bine făcut la timp. Citim în cartea Rut despre o familie, Boaz și Rut. Este scris despre această tânără moabită, nu venise chiar de mult, dar i s-a dus vestea că nu și-a abandonat soacra, că n-a lăsat o văduvă pe drumuri și ea mai tânără a fost gata să renunțe la alte posibilități. Și scrie aici în 3:10, fii binecuvântată de Domnul fiică, această faptă, felul în care a ascultat într-o totul de soacră sa, de pe urmă mărturisește și mai mult pentru tine decât cea din tâi că n-ai umblat după tineri sărați sau bogați. Acum, fiică, nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, că toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Și în capitolul 4 citim despre el, nu s-a lăsat nici cel mai prejos, scrie în versetul 14, au spus vecinele, femeile, binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare a cărui nume va fi lăudat în Israel. Și e tare frumos când poate fi lăudat într-o familie numele și a bărbatului și a femeii, dar măcar unul să aibă un nume ca să fie salvată, zis așa, onoarea familiei. Ca și Elisei când a avut în față 2 împărați, a zis, dacă ar fi vorba numai de unul, nu m-aș uita la el, dar luând un calcul pe celălalt, stau de vorbă cu amândoi. Cel puțin unul și se salvează situația. Citim și în 1 Timotei, capitolul 5, surorilor dumneavoastră puteți face așa ca Tabita o mulțime de fapte bune. Am văzut uneori când mă duc cu soția undeva în vizită sau dacă mergem undeva în misiune, eu ce faptă bună să fac neapărat? Să mă apuc să sap în grădină? Dar soția undoi găsește ceva de făcut, ba să ajute o soră la un copilaș, ba să o ajute la preparatul mâncării, servit masa. Femeile au ocazii nelimitate să facă fapte bune, aparent mărunte, dar multe.
Și scrie aici că la bătrânețe ele se acumulează ca și într-o carte de muncă și rămân spre pensionare. 5:10, să fie cunoscută pentru faptele ei bune. Întrebe cineva, sora aceea care? Aceea care a ajutat, nu o știe, aceea care avea, ținea copilașii în brațe, nu știe aceea la care mergeam în vizită, care ne primea, la care găzduiam. Cunoscută pentru faptele ei bune, un nume care să-l fi dobândit și la 60 de ani să se folosească de acest nume. Încă un aspect care dă un nume bun, dăruirea pentru poporul lui Dumnezeu. Știți că și într-o țară pământește, vorbind de roi, rămân cu nume pentru posteritate. Și este scris să facem bine tuturor oamenilor, să ținem cont de neamul nostru, dar în primul rând de poporul lui Dumnezeu, pentru că pe aceștia putem ajuta și spiritual, nu numai material. David aici este cel care poate fi dat ca exemplu, citim 2 Samuel, capitolul 7, de la versetul 8, acum să spui robului meu David, așa vorbește Domnul oștirilor, te-am luat de la pășune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul meu, peste Israel. Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta și ți-am făcut numele mare ca numele celor mari de pe pământ. Da, a fost opera lui Dumnezeu, dar vă rog să vă gândiți și la dăruirea lui David. Numai momentul acela cu Goliat e suficient ca să-ți dai seama că David a făcut ceva ca să aibă un nume și apoi Dumnezeu l-a făcut mare și a riscat viața la tinerețe. Dacă ai făcut un sondaj de opinie între oștenii lui Saul în ziua aceea, câți i-ar fi dat sorți de izbândă lui David? Dar pentru ceea ce a făcut, a rămas un David și va rămâne pentru veșnicie. Luăm și un alt exemplu în persoana lui Nemia, care, știți, era într-un post bun la regele persilor, dar n-a putut să fie indiferent față de poporul său și a jertfit mai întâi 12 ani de viață. Pentru că, deși el a fost dregător, acei ani n-au fost pentru el un câștig decât o jertfă pentru poporul lui Dumnezeu. De aceea se roagă el în cartea și spune, Doamne, nu uita faptele mele bune făcute cu evlavii. Dar în vremea aceea au fost și alții. Și citim în capitolul 6, mai întâi despre el, versetul 13, au încercat să îl pună într-o situație vinovată și câștigându-l astfel, nădăjduiau ei, cam să mă tem și cam să mă urmez sfatul lor și să fac un păcat. Ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de ocară. Să grijim de numele bun ca o fecioară de trupul ei. Tot din cartea aceasta citim din capitolul 13, versetul 13 și despre alții. Am dat cămările în grija preotului Shelemia, cărturarului Tzadok și lui Pedaia, unul din leviți, și le-am adus și pe Hanan, fiul lui Zacur, fiul lui Matania, căci le mergea numele că sunt credincioși. S-a știut. Situația în care i-a pus aici administrator, magazioner, a fost una de lipsă, pentru că cei care înainte au fost responsabili nu au fost credincioși. Și căutau oameni serioși, oameni de încredere. Și scrie în continuare, ei au fost însărcinați să facă împărțirile cuvenite fraților lor și ei și-au făcut datoria. Trecem la o altă idee. Cum mai putem să ne dobândim un nume bun? Spuneam că un nume bun înseamnă fapte bune, un nume rău înseamnă fapte rele. Dar ispita e mare. Ce rămâne de făcut? Să ne controlăm firea noastră și să oferim disponibilitate Duhului Dumnezeu să lucreze în noi. Scrie în proverbe că înțeleptul stăpânește patima. Nebunul o dă pe față.
Uneori riscăm să ne ieșim din fire, să cădem în ispit. Și acolo facem greșeli. Suntem ca un copil la școală care are numai nota 9 și 10, nu-și face temele într-o zi, nu e atent și îi pune profesorul niște întrebări grele, i-a căzut media. Nu-i destul un 4 ca să nu fie și mai jos. Cât i-a trebuit? O zi în care să nu învețe, să nu fie serios. De aceea noi trebuie să ne controlăm în permanență. Noi suntem ca pe front, n-ai vegheat, te împușcă inamicul. Știți care e dictonul pe front? Urechile la comandant și ochii la inamic. Cam așa ar trebui să desfășoare viața noastră ca să nu facem greșeli. În Cartea Proverbe, capitolul 16, versetul 32, este scris: cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Adică poți să faci fapte bune, să ajuți pe cineva și apoi dintr-o dată îl mustri și îți pare rău. Mai bine atunci făceai mai puțin, dar rămâneai cu inima bună. Cine este stăpân pe sine, prețuiește, va avea preț. Mai mult decât cel ce cucerește cetăți. Dar asta nu e ușor, că e vorba de vegherea de o viață întreagă. Tot din Proverbe citim 27 cu versetul 21. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului, așa este bunul nume pentru un om. Te prezintă cineva și îți oferă credit, un nume bun. Ajungi într-o slujbă, în biserică, în societate. Dar vor urma teste. Dacă îți vei păstra demnitatea, dacă vei fi serios, nu vei umbla cu fleacuri, vei rezista la provocări, îți vei păstra un nume bun. Să reziști și la tentația femeilor ca Iosif în Egipt și la provocările banului cum n-a rezistat Balam. Doamne, lasă Duhul Tău peste noi. Că altfel noi putem greși. Și în ultimul rând afirm că abia sfârșitul vieții statornicește un nume bun. La sfârșit, cine a rămas cu numele bun, nu îl malea nimeni, nu va mai fi niciun alt test pe care să-l poată cădea. De aceea zice Solomon Eclesiastul 7, mai mult faci un nume bun decât un de lemn numirositor. Și, atașat de asta, pentru că se implică reciproc, și ziua morții decât ziua nașterii. Dacă mor cu un nume bun, rămâne. Dar riscul de a-l pierde e permanent. De aceea Apostolul Pavel spunea, eu mă tem, mă port aspru, mă controlez, ca nu cumva să pierd valoare. Citim și din cartea profetului Isaia, capitolul 56, aceasta pentru unii care cred că era cazul aici, eunuci. În vremea aceea, în mod deosebit, cine n-avea copii, se socotea că își pierde numele, nu îi se păstrează, știți că Absalom și-a ridicat un stâlp să-i rămână numele. Oamenii ar vrea, poate ați văzut unii trec numele pe case, ar vrea să rămână sub diferite ocazii. Biblia ne spune că numele bun are de face, la urmă noi stric cu persoana. Citim de la versetul 3, străinul care se alipește de Domnul să nu zică Domnul va despărți de poporul său și famenul să nu zică iată eu sunt un copac uscat. Căci așa vorbește Domnul, famenilor care vor păzi sabatele mele, care vor alege ce mi este plăcut și vor stărui în legământul meu, le voi da în casa mea și lăuntru zidurilor mele un loc și un nume mai bune decât fii și fiice. Le voi da un nume veșnic care nu se va stinge. Ce făgădință mai frumoasă pentru cei ce n-aveau copii. Străbunicul meu a avut 10 copii, 8 fete și 2 băieți. Băieții au murit fără să aibă urmași. El urma să-și piardă numele. Bunica a fost cea mai mică
Și când a născut primul băiat, ăsta fă rugămintea lui. Avea 80 de ani. Trece numele meu, că mi se stinge numele. Și așa se face că eu sunt Anca, altfel ar fi trebuit să am alt nume. A fost dorința cuiva să nu-și piardă numele. Dar făgăduința divină este pentru adevărații credincioși care nu-și vor pierde numele. Pentru că și catalogul nostru cu notile e la Dumnezeu și nu umblă nimeni la el. Să ne ajute Domnul în fiecare zi să fim gata dacă vom fi testați și să luăm o notă bună. Să primim, cum scrie în Apocalipsa 2 cu 17, un nume pe care îl știe numai acea persoană. Oare de ce scrie că doar cel în cauză îl știe? Nu că nu-l vor afla alții, atunci ce valoare ar avea un nume dacă nu poate fi rostit? Dar cred că fiecare va recunoaște în ziua aceea, acesta e numele care mi se cuvine, e numele care mi se potrivește cel mai bine, e numele pentru care am lucrat sau numele pentru care n-am lucrat mai mult sau cât ar fi putut să fie lucrat. În partea a doua vreau să amintesc și câțiva oameni cu nume bun din Biblie, chiar dacă am amintit, dar câțiva despre care este scris în mod expre lucrarea aceasta. Și vreau să începem cu Adam și Eva. Știți cum s-a numit creatura după chipul lui Dumnezeu? Om. A fi om a rămas până azi o expresie de nume. Dar îmi place și ceea ce scrie în 2 cu 23, că Adam, când și-a văzut consoarta, el numai cât tot nume dăduse, știți, la animale. Și acum a rămas cu ideea să primul lucru să-i pună și ei nume. Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om. Nu uitați, numele acesta a fost dat când oamenii încă nu erau păcătoși. Deci cine este cu adevărat o femeie, e un nume ce a ieșit din mâinile lui Dumnezeu și de pe buzele bărbatului. Cu alte cuvinte, bărbatul poate să aprecieze și chiar după ce a căzut în păcat, Adam a apreciat din nou și scrie în 3 cu 20, pentru că a auzit că Dumnezeu a lăsat suferință peste femeie, și-a pus nevestei sale numele Eva, ceea ce înseamnă viață. Aici apare expresia de mamă. Cum se spune în popor, mama e mamă, nu-i femeie. Dar și dacă e femeie, e un nume, dacă este și mamă, cu atât mai mult. Cu asta nu le jignim pe cele ce n-au copii, dacă ajutându-le pe altele, și-au făcut și ele un nume cu fapte bune, tot prin prisma vieții de familie. Un alt exemplu, Avram, Genesa 12. Dumnezeu i-a făgăduit, citim în versetul 2, voi face din tine un neam mare și te voi binecuvântați, voi face un nume mare. Numele mare se referea atât la valoarea lui, cât și la mulțimea de urmași care urmau să se nască din coapsele sale. Dar cred că numele cel mai mare al lui Avram este dat de faptul că s-a angajat Dumnezeu să-l poarte și să se numească Dumnezeul lui Avram. De câte ori a fost pomenit Avram? De foarte multe ori când a fost pomenit Dumnezeu. Și ferice va fi de noi când și numele noastre vor fi pomenite în asociere cu numele Domnului. A rămas pentru posteritate, creștinătatea, musulmanii, toți se laudă cu Avram. Și unii care îl merită și alții care nu-l merită, că și bogatul de pildă a zis părinte Avrame, dar n-a avut drept ca și iudeii care afirmau că Avram e tatăl lor, cum scrie în Ioan 8, dar nu dovedeau aceasta. În 17 cu 5 este scris de asemenea, atunci când i-a schimbat numele, nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avram, că te fac tatăl multor neamuri, ceea ce
afirmam deja. Așa a fost voia Domnului, fie ca numele ce Domnul vrea să ne le pună, să ne le poată pune și apoi Domnul să le poată și îl rosti și purta. Un alt exemplu, Benaia, 1 Cronici, capitolul 11, versetul 22. Ministru de război al regelui Solomon. Ministru de război într-o vreme de pace. La început a avut câteva acțiuni, dar apoi s-a impus prin felul său de a fi. Citim despre Benaia în lista oamenilor pe care îi prezintă ca și viteja lui David, pentru că el încă trăia în vremea aceea. El este prezentat în 2 Samuel 23, Benaia, fiul lui Heada, fiul unui ob din Capțiel, om viteaz și vestit prin faptele lui mare. El a ucis pe cei doi fii al lui Ariel din Moab, s-a pogorât în mijlocul unui grop pentru apă, unde a ucis un leu într-o zi când căzuse zăpada. Și acum mă întorc la textul din Cronici, 1 Cronici 11 cu 30 și 1 Cronici 11 cu 22. Benaia, fiul lui Jehoiada, fiul unui om din Capțiel, om de preț și vestit prin isprăvile lui. Vă spuneam că un om își câștigă valoarea prin locul unde este pus. Scrie în Proverbe că dacă vezi pe un om chipzuit la locul lui, priceput, omul acela poate să șadă lângă împărați. Benaia și-a câștigat acest nume și a rămas fiind în slujbă pe vremea lui David și pe vremea lui Solomon. Amintiți-vă că în vremea aceea Ioab și alții au gafat spre sfârșitul vieții lor și finalul n-a fost bun. N-au avut preț până la sfârșit. Luăm și din Noul Testament un om cu un nume bun, un om prețuit, Fapte, capitolul 5, versetul 34, Gamaliel, important de reținut că acest om nu doar că era înțelept, avea mai mult decât cunoștințe, avea inimă. Dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii, prețuit de tot norodul, dar nu știm pentru ce. Aflăm însă acum din acest episod ceva din caracterul său. S-a sculat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. Apoi le-a zis: bărbați israeliți, luați seama bine la ce aveți de gând să faceți. Cred că era omul care, el în primul rând, lua bine seama la ceea ce avea în gând să facă. Și i-a scăpat pe apostoli în situația aceasta. Este frumos să vezi oameni, fie în domeniu tehnic, fie într-un alt domeniu intelectual, care nu doar că au capacități în profesia lor, dar care au și caracter. Să ne ajute Domnul la fiecare. Și ultimul exemplu, Filipeni, capitolul 2, versetul 9. Numele care este mai presus de orice nume. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Și aici nu trebuie să insist în detalii, cunoaștem cum și-a dobândit Domnul acest nume.
încă din copilărie, supus părinților, plăcut oamenilor, doar dușmanii l-au urât, doar diavolul nu l-a acceptat, prețuit între îngeri, prețuit între toți credincioșii, prețuit mai presus de toate de Tatăl, care nu s-a putut abține din cer să nu declare: acesta e Fiul meu prea iubit, slăvit să fie Domnul. Cum scrie aici, pentru ceea ce a făcut, orice limbă să mărturisească spre slavă Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. În numele Lui se ascund toate comorile, pentru că le are încorporate toate aceste valori binecuvântate. Fie ca această listă scurtă aici, amintită de oameni cu nume bun, să ne cuprindă și pe noi în ziua aceea când pentru eternitate vor fi numai nume bune. Amin? Încheiem reamintindu-vă că un nume bun înseamnă un caracter asemănător cu al lui Dumnezeu, înseamnă valorificarea calităților care Dumnezeu ni le-a dat ca să ne dobândim numele bun, înseamnă veghere ca să nu ne-l pătăm și înseamnă siguranță în vederea păstrării Lui atunci când ultima suflare și Duhul merge la Dumnezeu, rămânând înscris acolo de unde va fi dezvăluit în ziua revenirii Domnului. Așadar, putem spune în final că e o diferență mare între a fi cu nume sau numai a-ți merge numele. Merge o vreme, dar dacă este cu adevărat, rămâne. În Proverbe 10:7 este scris: pomenirea celui neprihănit este binecuvântată. Adică nu îi se șterge pomenirea. Știți cum este expresia în lumea ortodoxă, în veci pomenirea lui? Dar la Dumnezeu așa este. Dar numele celor răi putrezește. Poți să-l treacă în stâncă. Înscris în granit, putrezește, se pierde. Că e scris că în eternitate nu ne vor mai veni în minte nimic din cele vechi. Nu o să mai rostim niciun nume care aici pe pământ a vrut să fie, dar n-a fost. De aceea să ne păzim, amintiți-vă de ce scrie Bisericii din Sardes, Apocalipsa, capitolul 3, versetul 1, partea a treia: îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Dar scrie în versetul 4: totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vretnici. Ce diferență! Să-ți meargă numele că ești pocăit, dar să se șteargă din cartea aceea. Dar ce har să spună Dumnezeu: nu, ei vor umbla înaintea mea, numele lor și viața lor îmi aparține. Și în ultim gând, să știți că se poate opera. Numele se poate pierde, cum spuneam, sau se poate dobândi un nume bun. Să ne gândim la Iuda. Dacă ar fi rămas apostol, Iuda, știți că a fost un nume de valoare. A fost tribul lui Iuda, împărăția lui Iuda, dar de când Iuda a gafat văzându-l pe Domnul, are o conotație negativă care aproape ar umbri celelalte nume de Iuda. Și-a pierdut numele. În schimb, să ne gândim la Daniel, un nume frumos, legat de Domnul care judecă, judecătorul. Cum a mers în Babilon, a vrut să-i schimbe numele, în Belșațar, slujitorul lui Bel. Și când apare în cartea Daniel, acest om al lui Dumnezeu, un raport cu autoritățile babiloniene, sau cum apare în catalogul lor, Daniel 1:7, apare Belșațar. Da, când au venit îngerii din cer, cum l-au strigat, Daniel sau Belșațar? Daniel. Asta era valoarea lui. Acesta a fost numele care rămâne, pentru că scrie în Daniel capitolul 9, versetul 22: Daniele, capitolul 10, versetul 12: Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintre zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi, te smerești. Și tocmai de pricina cuvintelor tale, eu vin acum. Aici îi spune: tu ești prețuit
om prea iubit și scump, Daniele. Așa a strigat și Dariu mai târziu. După ce multă vreme în Babilon a fost el Belșațar, scrie în 6:20, Daniele, robul Dumnezeului celui viu, pentru că numele acesta a rămas și potrivit cu versetul de încheiere acestei cărți, va mai fi rostit odată la sfârșitul zilelor, atunci când își va primi partea de moștenire. Să ne ajute Domnul să fim și noi prezenți și să ne auzim numele acela bun pentru care ne luptăm o viață întreagă, fiindcă are valoare eternă. Amin.